Bună ziua Suceava, bună ziua Suceveni, ne reauzim la pupitrul emisiunii Omul de lângă tine, la Radio AS și astăzi l-avem invitat în prima dată în această emisiune pe primarul Comunei Pătrăuți, nimeni altul decât domnul inginer Adrian Isepciu. Bine ați venit la noi, domnule primar! Bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Domnule primar, chiar dacă suntem într-o zi cu babe de astea mai răcoroase, cred că vom avea o emisiune interesantă, mai ales pentru faptul că spuneam că fiind pentru prima dată la noi în emisiune, cred că nu ar fi rău și ar fi de bun augur ca să cunoaștem mai bine cine este primarul Adrian Isepciuc și de asemenea comuna Pătrăuți, care este o comună apropiată de Suceava, este o comună arhicunoscută din foarte multe puncte de vedere și o comună care vă mărturisesc că am trecut pe acolo și trec pe acolo. Practic, are viață, se dezvoltă de la o zi la alta. Da, după cum spuneați, Comuna Pătrăuți, așa să trecem în revistă un pic din punct de vedere geografic și apoi din alte puncte de vedere, o descrie așa mai în mare. Comuna Pătrăuți, după cum știm, se află la 9 km de centrul Sucevei, o comună cu o populație în jur de 5.500 de locuitori, o populație foarte diversificată din punct de vedere etnic, din punct de vedere al denominațiunilor religioase, oameni care sunt gospodari, oameni cu intenții bune și cu o rețea de vreo 35 de kilometri de stradă, cu investiții finalizate, cu investiții în curs de realizare și cu multe proiecte pe care le avem pe rol. Aș spune că este o comună cu oportunități, este o comună care a pus Dumnezeu mâna pe capul locuitorilor din Pătăuți, gândindu-mă chiar din spate, ne gândim la domnitorul Ștefan cel Mare, care este ctitor la Pătăuți, dar nu în cele din urmă mă gândesc la actualitate, că este o comună care este pe DN2, un drum național, un drum european, un drum care oferă oportunități. Da. Practic, drumul județean care străbate comuna Pătrăuți are intrare din drumul național Suceava-Siret, DN2. Bineînțeles, în comună există și acea biserică, prima biserică construită a lui Ștefan cel Mare. O comună, zic, așezată bine, înstrăjită de două dealuri. De o parte, râul Suceava la sud, iar spre nord o pădure frumoasă în care mulți, mulți dintre suceveni și nu numai vor să ajungă acolo. Numai că drumurile noastre se opresc la intrare. Uneori, cu insistență, putem intra și în interiorul pădurii pentru a lua o gură de aer mai curat. Pentru cei care nu știu, dacă tot vorbim despre pădurea de la Pătrăuți și calitatea pădurii de la Pătrăuți, ea a fost apreciată și este apreciată. Și spuneam pentru cei care nu știu, în ea se află și o celebră cabană unde fostul președinte al României, Nicolae Ceaușescu, atunci când venea la Suceava, aici venea la Pătrăuți, la cabana de Da, vânătoare. mi-aduc aminte, eram copil, aveam 6-7 ani și eram pe stradă și așteptam, măi, trece președintele României. Bine, împreună cu mine era majoritatea locuitorilor care stăteau prin zona drumului principal, prin zona drumului județean și așteptam să treacă președintele. Bineînțeles că erau un număr mai mare de autovehicule. Îl salutam toți, nu știam în care este. Și din ceea ce mi s-a spus, am auzit, am mai citit, îi plăcea foarte mult zona noastră și de aceea poposea de cele mai multe ori la cabană. Cabană frumoasă, la ora actuală i-a schimbat arhitectura, nu mai e ceea ce a fost. Și în zona noastră, fiind foarte mult mistreț, îi plăcea să meargă la diverse vânătoare, fie de mistreț, fie de cerblopătar sau carpatin.
și îmi plăcea. Așa că mi-aduc aminte așa, din copilărie, că fostul președinte Nicolae Ceaușescu a venit și la noi în comună. Da, categoric. S-a fi schimbat peisajul cabanei, categoric, este normal și oamenii se schimbă, dar peisajul, microclimatul de acolo a rămas același și este un peisaj melidic. Eu am fost în zonă și chiar este de apreciat, pentru că și muntele oferă frumusețe, dar și dealul și podișul oferă frumusețe. Da. Domnule primar, vorbeați mai devreme dumneavoastră când făceați prezentarea, spuneați că aveți mai multe confesiuni religioase. Asta înseamnă că aveți mai multe etnii? Da. Nu este obligatoriu să fie o relație univocă, dar știu că aveți mai multe etnii în comună. Da, la nivelul localității există etnia romă, da? Știți cum... Dar nu este majoritară. Nu e majoritară, dar știți cum e? Dacă îl întrebi ce etnie, nu prea spune că e rom. Da? Deci la, dar, la recensământ nu s-au dat... Nu. Deci undeva din numărul de rom din comun, undeva la vreo 20% s-au declarat a fi rom. Da? Restul de etnie română. Bine, acum vom vedea la recenzământul care urmează. Da, începem cu jumătatea lunii martie, anul curent. Sunt oameni, toți suntem oameni, ne respectăm, ne ajutăm. Sigur că da, și uitați, vedeți dumneavoastră, noi încercăm și ne comparăm unii cu alții. Încercăm pe unul, ridicăm pe altul, coborâm. Dar așa cum nu ai cum să judici doi copii din familii diferite, așa cum nu poți judeca părinții din familii diferite, eu cred că nici nu ai cum să judeci sau să ai un termen de comparație și între etnii. Măi, suntem oameni, suntem toți creați de Dumnezeu. După aia, pe lângă suntem oameni, avem plusuri și minusuri. Bineînțeles, am urmat sau nu am urmat școală mai mult sau mai puțină, dar respectul reciproc trebuie să se vadă oriunde și oricând. Da? Sunt elemente care ar trebui să ne caracterizeze pe fiecare, nu contează de etnie. Știți ce? Citeam cândva undeva și mi s-a părut așa o chestie foarte frumoasă, interesantă. Atunci când inteligența tace, mahalaua țipă. Da. Știu maxima, da. M-a pus mult pe gânduri. Și din ceea ce vedem noi în ultima vreme, nu în comună sau la nivel chiar mondial. Cei gălăgioși, da, chiar dacă nu au mult de spus, nu au multe cuvinte în vocabular, da? Dar au gura mare, da? Și domină. Da. Eu cred că ar trebui și cei care au ceva de spus, da? Au proiecte ambițioase și au și ce transmite, cred că ar trebui să fie și vocal și ei. Fiind vocal, îți pui în aplicare ceea ce gândești. Bine, bineînțeles, lucruri bune, nu? Da, categoric. Și cred că societatea va mai progresa din acest punct de vedere. Domnul primar, dacă tot vorbeam despre maxima aceasta, când inteligența tace, mahalaua vorbește, vorbiți puțin despre școala din Pătrăuți. Și când zic despre școala din Pătrăuți, mă gândesc deopotrivă atât la infrastructura școlară, la clădiri, cum că în fond primăria se implică ca să fie pe plus sau pe minus, dar și de participarea la procesul educațional a copiilor. La ora actuală, la nivelul comunei, funcționează trei unități, școală, o școală și două clădiri de grădiniță. La ora actuală sunt profesori și educatori foarte bine pregătiți, majoritatea au gradul 2 și 3, gradul 2 și 1, 2 și 1, așa. Activități au foarte multe, se implică foarte bine în procesul acesta educațional.
ceea ce e un pic deranjant așa pentru comună. Mă doare un pic că mulți dintre oamenii din sat își duc copiii în Suceava. La ora actuală școala numără undeva la 800 de elevi. Da? Bineînțeles, școlari, preșcolari. Da. Și undeva la cam 200 de copii învață în școlile din Suceava. Pleacă, da, îi duc părinții. Da, îi duc părinții dimineața, îi aduc după masa. Iar și din punct de vedere al investițiilor care s-au făcut în ultima vreme pe la clădirile școlilor, vreau să vă spun că sunt școli cu toate utilitățile și la standarde europene. Încălzire centralizată, apă curentă, canalizare, deci mai nou, higienă, tot ceea ce 100%. Mai nou, toate corpurile de clădire sunt autorizate la securitatea la incendiu. Ceea ce nu este ieftin. Protecția la foc nu este ieftin. Nu este ieftin. Am cheltuit destul de mulți bani pentru a face toate lucrările necesare pentru a fi autorizat la securitatea pentru incendiu. Chiar azi dimineața am fost anunțat de la Inspectoratul de Situații de Urgență că începând de astăzi, timp de 3-4 zile, vor face control de fond pe localitatea Pătrâns în ceea ce privește instituții publice, agenții economici și unități de cult. Da. Pe prioritatea controlului la Inspectoratul de Situații de Urgență sunt în principal instituțiile publice, de prima prioritate, și aici dacă este să le diversificăm, să le separăm în primul rând unde avem copii, unde sunt persoane care nu se pot evacua singuri, unde sunt unde spitalcești și alte asemenea. Da, da. Tot legat de școală, mai avem în execuție la ora actuală încă o grădiniță cu program normal care se construiește prin Ministerul Educației și sperăm ca finalul anului acestuia, început jumătatea anului viitor, să finalizăm și această investiție. Și ne gândim că din aceste trei corpuri în care funcționează grădinița, una dintre aceste corpuri să o transformăm în grădiniță program prelungit. Da. Sunt foarte mulți copii și în comun a căror părinți se lucrează. Merg dimineața, vin după masă, le servesc. Și ar fi un ajutor pentru ei ca atunci copilul știe că e pe mâini bune, îl duce dimineața, le aduce masă, copilul vine acasă, odihnit și hrănit. Da. Și cu lecțiile făcute. Da, cu da. Ceea ce are la grădiniță. Să știți, cred că este o idee foarte bună, domnule primar, pentru că mă gândeam la cei 200 de copii care sunt duși la școală în Suceava, cred că motivația ar fi că părinții lucrează posibil în Suceava. Și în al doilea rând știind că ei lucrează în Suceava, se gândesc dacă copilul trebuie la ora 12, ce face copilul? Și îl lasă la o grădiniță cu program prelungit în Suceava și când îl duci, când pleacă la liceu, îl duce, când se va la liceu, ia. Ori fiind grădinița cu program prelungit la Pătreuți, cred că se va schimba optica acestor părinți. Eu cred că așa va fi și trag nădejde că vom reuși să facem și acest lucru cu o grădiniță cu program prelungit. Doamnește, sunt convins că sunt și cadre didactice care sunt implicate, pentru că știți cum, performanța școlară nu este obligatorie să vină de la numai decât de la oraș, pentru că vedem că satele au dat în decursul timpului, au dat oameni de mare valoare și acum la ora când vorbim și în decursul istoriei, citeam anul trecut la bacalaureat și acum 2 ani la bacalaureat au fost copii efectiv din județ care au luat cu 10. Da. Și atunci vezi că practic face diferența deopotrivă atât copilul cât și dascălul vis-a-vis de implicare. Exact. Da. Da. Cum este abordată problema sănătății în comuna Pătrâuți? A sănătății publice. Da, la nivelul comunei avem un dispensar tot modernizat, foarte bine pus la punct, care funcționează 3 medici, 2 medici de familie și un medic dentist.
solicitări sunt foarte multe. Vă dați seama, la 5.000 de locuitori, 2 medici, pacienți sunt foarte mulți. Dar știți că medicul stomatolog e super aglomerat, super aglomerat. Știți cum și cu medici de stomatolog, nu știu cât e de aglomerat, având în vedere că suntem și la o distanță relativ mică față de Suceava, oamenii mai aleg alți medici din Suceava. Care își permit să se deplaseze. Exact. Dar nu știu, nu am stat de vorbă cu doamna doctor să văd dacă e foarte aglomerat sau nu, dar la medicina de familie vreau să zic că sunt foarte aglomerate doamnele doctor, foarte aglomerate, uneori nu mai fac față. Na, fiind o populație destul de mare și în ultima vreme nu mai are sens să discutăm cu câți au avut de a face și în ce situații, fiind pandemia aceasta care ne-a zdruncinat pe toți, din toate punctele de vedere. Fac față, se descurcă, am ajutat și noi cât am putut. La ora actuală, medicii de familie din dispensar stau gratuit în acea clădire. Aveți și apartamente, locuințe? Nu, nu. De ce? Cabinetele. Deci practic. Alea se creează o facilitate. Da. Deci toate utilitățile sunt suportate de către primărie. Bineînțeles, chirii nu se percepe. E o taxă de clădire care e pe codul fiscal, care se plătește de către medicul de familie. În urma modernizării pe care am aplicat-o clădirii la finalul anului 2019, începutul anului 2020, de atunci funcționează cabinetele cu titlu gratuit. Știți cum, uneori parcă am vrea să oferim mult la toți, gratuit, nimeni să nu plătească nimic, că așa vrem noi, dar dacă vrei confort, confortul întotdeauna costă. Absolut. Domnule, dar în același timp continuăm ceea ce a spus dumneavoastră pe facilități care le oferiți. Mă gândeam acum că erau primari din anumite localități, auzeam și la radio, când spuneau, doamne, nu vrea să vină nimeni la noi în comună, nu avem medic, nu avem, nu mai vorbim despre medic stomatolog, vreau de medici de familie. Dar faptul că dumneavoastră ca și autoritate publică locală v-ați gândit să creați o facilitate, nu este mică, nici foarte mare, dar este o facilitate pe care cred că medicul a perceput-o în sensul bun. Uite, ne creează facilitatea de a ne dejura activitatea într-un cabinet, eu știu, într-o construcție cu utilități și automat cred că se duce de vorbă în vorbă, domnule, Pătrăuțul oferă, Pătrăuțul este bun, Pătrăuțul este aproape și este și aproape de Suceava. Da. Și de ce nu? Cred că de câștigat au cetățenii din zonă și mă gândesc la cetățenii aia mulți care nu au posibilități, nu se numără pentru cei 200 care duc copiii la Suceava. Nu, e adevărat ceea ce spuneți. Dar uitați la ceea ce spuneți dumneavoastră. Uneori, acești medici de familie, cabinetele individuale, sunt niște agenți economici care oferă servicii pe linie de sănătate. Da? Da. Sunt la fel ca și oricare alt agent economic care îți desfășoară activitatea, bineînțeles, în comună, în alt domeniu. Da? La început, cumva, mai practic e un agent economic. Da? Nu face gratuit, nu face muncă patriotică. Nu, clar. Absolut. Sunt și alții. Măi, dacă mi-ar veni mâine un agent economic, mai uite, mai ai spațiul ăla liber. Nu mă lași pe mine să stau gratuit. Că practic și eu îmi desfășor activitatea tot în folosul comunității. Tot în folosul comunității, tot încasând, tot trăind, bineînțeles, ceea ce muncesc pentru ceea ce m-am pregătit. Nu știu dacă putem face și lucrul ăsta și pentru acel agent economic, da? Și dacă crezi acest precedent, s-ar putea să nu mai ai niciun merit în comună. Totul gratuit. Iarăși încă o chestie. În anul, cred că 2018-2019, un medic de familie a plecat în Franța, rămânând acel loc liber. Da. Bineînțeles, prin Direcția de Sănătate Publică s-a asigurat continuitatea serviciilor pe acel cabinet. Și la un moment dat a venit o doamnă doctor, dar după un an și ceva, greu am mers la DSP, nu găseam medici. Nu găseam. Într-un târziu am, prin Direcția de Sănătate Publică, s-a ocupat acest post și doamna doctor, care acum pe postul rămas vacant,
Mai are un cabinet cu o normă foarte redusă la Bălăceana și nu se compară, spunea, măi, aici la Pătrăuți raiul. Deci spațiu bun, frumos, toate condițiile, comparativ cu locația alta unde na, e o locație modestă. Da. Am încercat și vrem să mulțumim oamenii în sat, vrem să creiem. Dar știi ce? În fiecare zi, dacă faci un lucru bun, mâine îl vor păla. Și tot așa. Deci, din ceea ce văd în ultima vreme, la nivel mondial, lumea nu e mulțumită deloc. Deloc, deloc, deloc. Lumea aspiră la mai mult. Exact, la mai mult. Uitați-vă un pic, făcând analiza, undeva din 2018 până la sfârșitul anului 2019, au fost o prosperitate foarte mare, da, la nivel din, da, România. Da, da. Deci, da, s-a văzut un trend crescător în ceea ce privește prosperitatea românilor. Poate și creștea, dacă nu mai mult, dacă nu apărea problema pandemiei. Da. Pandemie. Astăzi ne confruntăm cu altceva. Și să ne ajute bunul Dumnezeu să rezistăm. Vedeți dumneavoastră, poate generațiile care sunt mai în vârstă. Au o comparație. Dar știți ce? Vreau să mă refer la aspectul acesta privind armata obligatorie care a făcut-o. Da. În armată, jumătate de an, un an, cât făcea fiecare, te supunea la niște teste, privațiuri. La niște privațiuni și te călea în caz de dezastru. Noi suntem născuți în puf. În puf, da, creștem și în momentul în care apare ceva, deja credem că totul se năruiește asupra noastră. Nu suntem pregătiți. Deci generația mea, cel puțin, am 40 de ani, nu sunt pregătit. Măi, nu știu cum să mă acționez. Da. Cum să acționez? Că fricile apar. Da. Și cred că cel mai important este să putem să facem diferența între știrile care sunt postate în online, între cele adevărate și cele false. Da, da, foarte multe știri false apar. Pentru că omul acum este foarte ușor dirijat către o anumită direcție, mai ales neavând un element de comparație din spate, și atunci nu poate să treacă prin filtrul acțiunii toate aceste probleme. Dar voiam să vin la altceva, domnule primar. Vorbeați mai devreme despre aportul economic al agenților economici de pe teritoriul comunei. Spuneți-ne, bugetul comunei, cum vi-l formați? Cât puteți să vi formați de la agenții economici din localitate și nu agenții economici, cât și instituții? Doar sunt instituții care plătesc, își dau impozitul pe salarii la dumneavoastră în comună. Legat de agenți economici, nu avem așa mulți agenți economici. De aia spuneam mai adineauri, da, că nu putem face comparații nici între copii, nici între părinți, da, nici între familii și completez, nu putem face nici comparație între OAT-uri. Sunt, da, OAT-uri care au niște venituri cât bugetul comunii Pătrăuți din pe 4 ani. Da? Noi venim. După EU85. Tot dumneavoastră sunteți până la APA Sucevei, da, sau tot, da, aveți acum agenții economici? Noi, acolo, da, acolo sunt câțiva, da, agenții, da, economici. Ce? Nu au punctele, nu au sediu societăților pe comuna Pătrăuți. Au, da, puncte de lucru, da, și plătesc practic doar impozitul pe clădire. Pe clădire și, da, pe teren, care nu e așa mare. A, deci nu e sediu acolo. Nu, doar la câteva societăți, la una sau două societăți e sediu acolo. Sunt, cunosc unele societăți, mărișoare, da, care sunt acolo. Da, da, sunt. Da, mărișoare, una ca sau și, două de acolo mărișoare ca și capital, da, ca și active. Da. Și nu putem compara localități. Măi, când localitatea cu tare, drumuri peste, da, drumuri, păi, noi avem venit pe comună undeva la 800-900 de mii de lei pe an venit din comună. Partea dumneavoastră, aport propriu. Atât. Legislația spune foarte clar, din veniturile proprii asigurăm salariile funcționarilor publici și a persoanelor cu dizabilități. Nu, nu ne ajung banii să plătim salariile și persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor. Da. Nu ne ajung. Da. Ceea ce se face pe buget cu echilibrarea de la Guvernul României, da? Și sunt toate utilitățile care se plătesc, toate cheltuielile, păi vrem tot drumul, dar faci cu 100 de mii de euro 400-500 de metri de asfalt. Da. 100 de mii de euro, 500 de mii de lei din cei 800 care încasăm noi într-un an de zile. Da. Și investițiile se fac vara.
o parte din veniturile în casă, marea majoritate, până la 31, dar nu încasăm jumătate, da? Până la 31 martie. Așa. După aceea, pe perioada verii, foarte puțin se încasează, da? Iar undeva noiembrie-decembrie mai încasăm ceva. Deci bugetul comunei noastre, comparativ cu alte bugete ale localităților din prejur, este foarte mic. Dar știți ce? Încercăm să schivernizăm fiecare bănuț cu înțelepciune pentru a face lucruri mărețe. Și mulțumim bunului Dumnezeu, am fost ajutați de Dumnezeu și oamenilor le-am spus, măi, fiecare dacă ne implicăm câte o bucățică, facem lucruri mari. Dacă vrem numai primarul să facă, numai cei din primărie să facă, da, și eu stau doar cu mâinile încrucișate și aștept, da? Nu știu dacă se fac chiar multe lucruri și bune. Dacă e greu să faci doar, să facă doar unul și ceilalți spectatori. Noi de multe ori suntem așa ca la meciurile de fotbal. 11 și cu 11, 22 luptă, iar minghile aplaudă și auzau cu părerea. Da, treci, da, în teren și joacă. Da. Joacă, dar după reguli, după cum vrei tu. Da, după, da, reguli. Da, sunt multe lucruri de spus. Ceea ce spuneați dumneavoastră, eu aș continua pe alt palier, pe palier de actualitate, vis-a-vis de implicarea societății civile, pentru că trebuie să realizăm că și autoritatea publică este reprezentată de un om. Acel om care și el la rândul lui are și el problemele lui și de familie, are și el copii, are și el datorii la bancă, are și el griji și de ce nu, poate are mai multă, mai puțină experiență. Dar societatea civilă, eu cred că aportul ei trebuie să fie hotărător, pentru că nu poate să facă o instituție publică nimic dacă societatea civilă nu se mișcă. Și aș veni aici cu exemplu ceea ce s-a făcut acum, nu numai în România, ce e efectiv în județul Suceava, vis-a-vis de refugiații din Ucraina, pentru că trăim vremurile acestea care eu am auzit de refugiați când eram copil mic de la bunica mea și îmi spunea cum a fost refugiată în primul războiului, nu mă gândeam că o să trăim vremurile acestea. Nu mi-aș dori să fim în postura refugiaților care vin din Ucraina, ci să fim numai gazde și să ne mai interesăm ca și gazde. Dar eu zic că este un exemplu de bune practici pe foarte multe paliere, modul de comportare a societății civile vis-a-vis de acești refugiați. Aș vrea să vă întreb, domnule primar, cum abordează comuna Pătrăuți problema refugiaților? A fost implicată? Nu este implicată? În condițiile în care, chiar dacă în comuna dumneavoastră știm că sunt foarte mulți oameni care au acea terminație în nume cu iuc, care duce la gândirea că ar fi de naționalitate ucraineană, de altfel și numele domnului voastre Isepciuc, tot ne-am gândit că ar fi de sorginte ucraineană. Da, sunt foarte multe nume în comună care au terminația iuc. La noi în comună altă limbă decât româna nu se vorbește. Chiar nu se vorbește deloc. Probabil e originea de moștrămoși. Au ucrainenilor din partea Ucrainei. Sunt și multe nume care sunt de origine poloneză, da? Dar, cum spuneam, doar limba română se vorbește. Probabil din moștrămoși s-au perindat în ultima vreme oameni comună. Nu știu, s-au fi căsătorit ucraineni cu pătrăuțence și mama a făcut legile vis-a-vis de limbă și de declarația naționalității. Da. Legat de ceea ce... Când vecinătăți aveți dărmăreșul, da, vorbești ucraineană. Da, 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 vorbesc ucraineană, păi în zona Ipoteștiului, da, de asemenea, se vorbește ucraineană. Da. Legat de ce spuneați dumneavoastră de refugiați, cum s-a implicat comuna noastră în acest act, m-au surprins românii, plăc bine, da, cum s-au mobilizat în Vama Serie, dând o mână de ajutor. Nu știu dacă s-ar fi întâmplat invers. Dumnezeu știe. Nu știu. Dar e bine să nu ne gândim. Știți ce? Vreau să spun că pot lăuda astăzi românii. Românii, da, sunt oameni care au o inimă mare, dar au arătat că sunt, da, oameni. Dar până-i calci pe bătătură, că sunt, da, tot spatele. Și rapid și zâmbind.
au făcut lucruri frumoase, dar nici comunitatea din Pătrăvâș nu s-a lăsat mai prejos și începând de duminică, la nivelul comunei Pătrăvâș sunt 3 centre de primire a refugiaților. Bineînțeles, sunt în tranzit, zi de cu seară vin, până a doua zi și a doua zi pleacă. 3 centre, deci aveți? Da, sunt 3 centre. S-au mobilizat credincioșii de la Biserica Pentecostală Maranata, s-au mobilizat credincioșii de la Biserica Adventistă și la nivelul comunei, la nivelul primăriei, avem la Căminul Cultural tot un centru în care primim oaspeți așa de o zi sau două. Societatea civilă a fost foarte receptivă, a venit cu fel de fel de ajutoare, fie din punct de vedere financiar, fie alimente. Sunt familii care se ocupă în fiecare zi cu aprovizionarea cu hrană, dimineață, prânz și seară. Cheltuieli la nivelul AT-ului încă nu am avut pe această linie și nu știu, vom avea sau nu vom avea, depinde de evoluția lucrurilor care vor urma. Dar ceea ce zic că nu-i prea corect la ceea ce se face acum din punct de vedere financiar cu societatea civilă. Zilele trecute, cred că luni, am primit o hârtie de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice prin care ne solicită documente care atestă că am făcut cheltuieli în pandemie cu cei care au fost în situație de a fi ajutați. Bineînțeles, pe noi ne-au decontat cheltuielile, o parte de DSP-ul, o altă parte am plătit noi, dar nu am avut așa mari cheltuieli cu pandemia. Dar venind la următoarea chestiune, hârtia venită de la Ministerul Dezvoltării Lucrurilor Publice, dar legat de Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene. Uniunea Europeană vrea da prin minister să decontez lucruri, bani pentru ceea ce s-a făcut la nivelul UAT-urilor. Noi, ca și societatea civilă, la ora actuală, ajutăm. Nu se contabilizează nicăieri ceea ce vin eu sau altul sau altul sau altul. Peste un an sau doi, da? Probabil Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene va zice: măi, dați-mi și nouă, dați-mi și nouă documente justificative. Da, ați, cu încălziri, cu apă, cu mâncare, cu transport. Ce vom face atunci? Da, probabil ne vor ajuta cei din Uniunea Europeană. Pe baza hârtiilor. Ok. Și dacă nu ai hârtii, ce faci? Eu unul ceea ce cred că ar fi trebuit să facă statul român, da? De la nivel central către unitățile cu implicate, consilii județeni, prefecturi, apoi de mai jos, primării. Da. Mai la nivelul fiecărui AT, câte locuri de cazare ai, cât poți, așa. Meargă totul centralizat, da? Pensiuni, hoteluri. Și dea o sumă forfetară. Exact. Și sumă forfetară, dar după aia justificat. Da. Măi, eu cu pensiunea mea. Câți indivizi am avut în perioada asta? Și stabilit o sumă pentru fiecare om pe zi. Exact. Treacă mai departe și să ajunge undeva. Măi, domnule, România o cheltuit atât. Băi, nu suportă fondul acesta de solidaritate tot. Da, 30%, 40%, 50%. Da. Dar știți cum, întotdeauna atunci când faci un bine, trebuie să-l faci în liniște, nu în gălăgie. Și chestiunea asta vine la mintea noastră. Băi, nu mai fac gălăgie, ajung și eu cât pot. Da. Te vedeți dumneavoastră. Binele de Dumnezeu. Exact. Și oamenii la asta se gândesc. Așa e. Așa. Știți cum? Nu mă condamnă nimeni că dau. Am auzit zilele trecute, eram condamnat de către cetățeni. Că dacă aș fi putut, dacă aș fi vrut, aș fi făcut mai mult. Mă, atâta pot. Eu pe tine te-am condamnat că ai dat atât. Sau n-ai dat. Da. Deci fiecare ar trebui să dea și să facă cum îl lasă inima. Da? Mă, atât mă lasă inima să fac și când faci ceva din dragoste, nu contează mărimea. Absolut. Și cantitatea, ci contează gestul de umanitate care e în noi. Și în fond ajuți cu prisosul care îl ai, deci nu ți lași copilul flămând pentru că este regulă treaba asta și doamne iartă. Deci înțeleg că treburile astea sunt suportate de cetățenii comune, efectiv, ei vin cu mâncare și se interesează la dumneavoastră cât vin, aveți să spun așa, un centru de coordonare, care știm, știți care la nivel, da. Practic, toți cei care vin la noi, noi suntem în baza de date al Inspectoratului de Situații de Urgență și a
Cruce Roșie. Și Cruce Roșie, dar mai sunt și organizații de astea. ONG-uri, exact. Și prin ele, fiind în baza lor de date, ne sunt frumos, mă, mai aveți locuri și prin ei veni, vin refugiații. Deci, la vreasă. Exact. Și Inspectoratul de Situații de Urgență a adus în comună și oameni care sunt implicați, au adus pe acești oameni care trebuie să avem grijă de ei. Și vreau să zic că am fost zilele trecute prin aceste centre. Oamenii mulțumiți, știți cum? Nu? Adică stresați, supărați, dar la ceea ce li se oferă gratis. La un moment dat, un domn, ieri, la unul care era pe zonă și se ocupa de toate nevoile lor, s-a pus în genunchi cu o mână așa de bagnote. Te rog frumos, primește-ne. Frumos, nu se înțelegeau, dar era cu un pumn de bagnote, primește ca semn de mulțumire. Da. Și o doamnă, până nu a lăsat 60 de euro, nu a ieșit din încăpere. O lăsat 60 de euro, o să că nu avem nevoie, o să că lăsați pentru nevoile celorlalți care vor veni după mine. Da. Oameni și oameni. Ei realizează că, și cred că fac un proces de conștiință, dacă ei ar fi fost în postura românilor, dacă ar fi procedat la fel. Cred că își fac procesul de conștiință și se gândesc. Vorbeați mai devreme, domnule primar, despre aportul bisericii din Pătrăuți. Înțeleg că sunt mai multe culte religioase. Cum reușesc oamenii? În ce relații? Bănuiesc că se află în mod normal, trebuie să găsească în relații de bună prietenie, mai ales că sunt biserici creștine toate care, de care vorbim. La nivelul comunei avem două biserici ortodoxe. Da? Avem o biserică adventistă, o biserică baptistă și 5 biserici de pentecostali. Ca și număr, nu de capacitate foarte mare, dar undeva la 250 de membri au cam fiecare locaj de cort. Păi 250 ori cât a spus dumneavoastră, ne ducem mai mult de 1000 de locuri. Da? Ne înțelegem toți. Deci ne înțelegem omenia și respectul. Cum pomeneam, ca să fii respectat, în primul rând, să respecti. Ne respectăm unde avem păreri diferite, le lăsăm și ceea ce ne unește să construim. Comunitatea din Pătrăuți nu au așa bariere sau garduri. Măi, tu ai tăi, eu, mei, toți pun o mână de ajutor. Limitative și de inclusivitate, da. Se ajută. Sincer, eu am rămas uimit în ultimele zile la mobilitatea și la dragostea care au dat dovadă oamenii. Bine, nu toți, n-au reușit toți, dar sperăm să termine și această nenorocire. Dar dacă va continua, sunt sigur că toți vor contribui la bunăstarea celor care vin și au nevoie de ajutor în vremurile acestea. Cred că comunitatea din Pătrăuți, așa cum spuneați dumneavoastră, că participă la acest efort al refugiaților, a fost marcată în decursul timpului și timpul destul de recent, a fost marcată de vitregiile naturii, pentru că au fost locuitori care și-au pierdut locuințele urma inundațiilor, mă gândesc la cei care erau pe vale acolo, dar și nu numai ei, când, dacă nu mă știu, prin 2010, au fost, iunie 2010. Da, au fost probleme destul de mari și oamenii au memoria activă și știu foarte bine că și ei au fost ajutați la rândul lor atunci. Da, perioada aia nu eram implicat. Nu erați dureasă, dar ca și comunitate, comuna a fost... Au fost câteva gospodării afectate din inundații. Vă dați seama, a venit valul de 7-8 metri, a luat totul din cale. S-au mobilizat și atunci oameni, bineînțeles că atunci statul român s-a implicat foarte mult. Mi-aduc aminte așa că s-au construit, cred că 10 sau 12 locuințe la noi în comună. A fost și o tabără cu locuințe modulate, acolo sus pe deal, pe limaș, către pădure.
Nu prea știu prea multe. Știu pentru că am participat la realizare. În perioada aia, 2009-2010, am trecut într-o perioadă un pic mai dificilă la vremea aia, în care început să construiești casă și rate pe mânci. Da. Și știți cum mergeam la market cu 300 de lei în buzunar și când vedeam că mai bine de jumătate l-am cheltuit. Nu luați mare lucru. Au fost vremuri mai turburi în vremea aia și din alt punct de vedere, nu numai al apei. Da. Nu știu prea multe detalii din vremea, din vremea aceea. Domnule Vlad, vorbeam mai devreme despre biserici și vrând nevrând mi-au venit în gând renovarea bisericii Ștefan cel Mare pe fonduri europene, pentru că a fost foarte mult mediatizat acest eveniment. Vorbiți-ne, vă rog, câteva probleme despre acest aspect. Pentru că este un monument de referință pentru noi și are și o frescă deosebită acolo, o pictură deosebită. Da, cu ceva timp în urmă, foarte mult a vorbit domnul părinte, preotul Herea Gabriel. Un preot tânăr, un preot inimos. Da, e ceva deosebit în acea biserică. Da. El a făcut să ajungă acele informații la nivel mondial. Deci e ceva diferit cu lumina care pătrunde prin uși, fie prin ferestre și cum parcuri. Deci așezarea acelei clădiri în funcție de rotația soarelui e ceva deosebit. Deci cred că e singura de la nivel de lume. Acum nu știu, poate mai sunt și altele, dar n-au fost studiate. A promovat-o foarte bine și foarte frumos și s-a implicat și în modernizarea ei, adică practic conservarea ei, bineînțeles, în limitele legislației care sunt în vigoare. La ora actuală se desfășoară o lucrare de modernizare prin Compania Națională de Investiții și încă nu e finalizată, dar sperăm că cred că anul acesta se finalizează lucrările la biserică. Dar cred că de anul trecut, biserica și cu patrimoniul ei a trecut, s-a transformat în mănăstire de maici. Da. La ora actuală, da. Și aveți deja acolo o comunitate de maici? Da. E o comunitate de maici care se ocupă de tot ce înseamnă mănăstire. Da. Fosta biserica lui Ștefan cel Mare, așa, și bineînțeles, mai avem în zonă un casa parohială și acum la ora actuală grupul de maici împreună cu maica starița Alexandra se ocupă de tot ce înseamnă administrația acolo. Mă bucur că i s-a dat o valoare cuvenită acestui edificiu și de ce nu este cred că și un loc de refugiu pentru căutarea liniștei, mai ales dacă este un așez monahal. Da. Domnule Vlad, dacă tot vorbeam despre proiectul fondurilor europene prin care s-a reabilitat acest monument istoric, spuneți-mi, Pătreuțiu se numără printre localitățile care s-au dezvoltat pe baza accesării fondurilor europene? În mandatul trecut, fondurile europene, precum și fondurile guvernamentale au avut un rol foarte mare în dezvoltarea localității. Pe fonduri europene, dacă aș trece așa în revistă, lucrările s-au finalizat tot pe mandatul trecut, ceea ce s-a depus, s-a primit finanțare, s-au realizat și s-au recepționat. Dar știți ce? Anul trecut și avem deja februarie, încă nu deschis nicio linie de finanțare și mâine oamenii trag de urechi, n-ai făcut nimic. Da. Dar nici nu ai surse de finanțare. În mandatul trecut, ceea ce s-a solicitat la finanțare s-a recepționat. Ce ați avut? Ce am avut? Pe fonduri europene am avut așa, rețea de canalizare și stație de depurare, parte mecanică și biologică, undeva pe 8 km de rețea de canalizare. Da. Tot pe fonduri europene. Mult gândindu-ne la mărimea comună. 8 km, dar vin că am completat până la diferența de 30 cu pe alt proiect, tot rețea de canalizare. Da. Dar ajungem acolo, pe fonduri guvernamentale. Un al doilea proiect, tot pe fonduri europene, a fost construirea unui teren de sport.
dar era așa ghidul pentru comunitatea română și a fost făcut undeva în zona comunităților. Este foarte bine, v-ați gândit ca să capacitați să dați activitate la copii, ca ei în viitor să crească în sub umbrela asta a sportului, activității, a bunei înțelegeri. Da, și tot pe fonduri europene am achiziționat un bulldog excavator care îl folosim. La diverse situații lucruri, de urgență, situații de urgență și, bineînțeles, iarna, dezăpezirii și orice intervenții care necesită ajutorul lui. Cam astea trei au fost. Tot pe fonduri europene am depus un proiect care, practic, încă nu am semnat contractul de finanțare, dotarea școlii cu tot ce înseamnă învățământ online. Aparatură IT. IT, da. Laptopuri, calculatoare, tablete, sistem de asta cu table interactive. Deci toată școala, e vorba de vreo 1 milion de euro. Și deci, ați depus documentația? E depus documentația, e în evaluare, a trecut și de evaluare, am obținut punctajul, urmând ca în perioada următoare să semnăm contractul de finanțare și apoi să implementeze. Da. Apoi, mergând pe fonduri guvernamentale, ca și completare la rețeaua de canalizare a celor 8, a mai venit încă cu 15 de kilometri, plus o completare a unui modul biologic la stația de epurare, fonduri guvernamentale, lucrare care s-a finalizat pe 9 luna trecută, 9 februarie. Practic, astăzi rețeaua este funcțională de canalizare. Deci 20 de kilometri din 30. Da, cam așa. Bine, pe lângă asta s-au mai făcut racorduri, cred că mult mai mult de 23 de kilometri de rețea de canalizare avem făcută la nivel de comună. Tot pe fonduri guvernamentale, modernizare școală pentru autorizarea la ISU, tot ce a fost nevoie, modernizare grădiniță și modernizare dispensar. Dar rețeaua de apă o aveți în comună? Da, e pe ordonanța 7, cred că din 2006. Da, și în 2007 a început execuția, în 2015 s-a finalizat execuția. Deci a durat ceva ani și rețeaua de apă o avem funcțională încă din 2015. Comparabil cu rețeaua de canalizare, aveți poate cu vreo 2-3 km mai mult rețea de apă decât canalizare. Dar anul ăsta am prevăzut ceva bani în buget să mai extindem rețeaua de canalizare pe străzile unde nu am reușit și unde este apă. Da. Este mai mult de foarte bun pentru că știți cum oamenii mergeau foarte mult pe consum de apă pentru utilități și au făcut oameni băi și au făcut toate utilitățile cu apă trasă din puțuri proprii, fosă septică și automat din fosă se duce se contaminează. Noi avem un pic o mică problemă. Nu sunt toți locuitori raportați la rețeaua publică de apă. Nu sunt toți. Dar majoritatea au băi și au surse proprii de apă. Da. Și la plata canalizării, acum știți și nu știu dacă un procent de 5% au un bazin etajament sau o fosă cu o formă. Da, este adevărat. Datorită acestui fapt, toată pânza freatică e contaminată. E contaminată, deci apa în foarte puține surse mai e potabilă. Da? Fiecare și-a făcut acolo o groapă mai amenajată sau mai puțin. Sau prin toate șanturile, prin toate gârlele curgea apă uzată. Noi acum ce am venit pentru a încasa ceva pe canalizare. 1. Dacă ești legat la rețeaua publică de apă, doar la rețeaua publică de apă, folosești, mergem cât consum, atâta plătești evacuare. Da. O al doua chestiune, ai și sursă de apă proprie și folosești și una și alta, îți contorizezi ambele și cât consumi, atâta plătești. Dacă nu vrei, n-ai nici rețea publică și nici nu vrei să spui apă o metru pe sursa ta, noi nu încasăm apa din sursa proprie. Doar la canalul de canalizarea trebuie plătită. Stasul spune undeva între 100 și 120 de litri pe om pe zi. Noi prin hotărâri de consiliu local, având în vedere că nu sunt chiar așa de dezvoltate familii la noi, așa nu consum. Am pus undeva la 80 de litri sub stas. Mult sub stas. Dar știți ce? Am făcut media celor care sunt racordați la apă doar din sursa de la comună și am făcut media și undeva aici la 80 de litri pe om pe zi.
Unii familii au un pic mai mult consum, altele un pic mai puțin, dar media e undeva 80. Bineînțeles că oamenii nu-și dau seama de utilitatea unei rețele de canalizare când ieși în stradă, nu mai miroasă. Că majoritatea, cum spuneam, au fie un bazin vitajabil improvizat în curte și acela se scurge prin șanțuri, prin râpi, pe grădinile oamenilor și, bineînțeles, e un confort foarte neplăcut când treci pe stradă și mirosuri neplăcute. Dar sper ca oamenii să înțeleagă că atunci când vrei să ai apă în casă, vrei să ai evacuare din casă, confort în curte, un aer curat prin jurul gospodăriei, aceste lucruri necesită și o cheltuială. Absolut. Noi vrem ca afară, dar ca afară costă. Dorian, eu cred că, fără să mă gândesc din la vreoasă cu soluții, v-aș spune, eu am o locuință făcută la mine la țară, la Mălin, și la mine unde stau eu nu am apă și nu am canal. Am fost sceptică și la fel fântână proprie. Vă mărturisesc că am fost practic forțat să-mi iau o instalație de durizare pentru apă, pentru că era apa foarte dură și mi-a forfecat de vreo câteva ori racordurile de apă. Și atunci îmi iau instalație de durizare. Mi-a luat instalație de durizare, având și filtre pentru nămol și tot ceea ce trebuie. Ei, după aceea am dus să fac analizele la de la DSP mi-a spus așa, să aduc deopotrivă știri dinainte de instalația de durizare, deci din sursă, să aduc și de după instalația de durizare de la robinet. Rezultatul care a fost? A fost că înainte de sursă mi-au ieșit deopotrivă și factori biologici mulți, dar și calciu mult. Așa, deci era apa foarte dură. După instalația de durizare, am eliminat doar duritatea apei. Starea microbiană a rămas aceeași. Da. Și mi-au spus foarte clar, îngădat cu roșu, deci mi-au listat acolo. Foarte mult. Doamne, zice, nu poate fi eliminat microbul nici prin fierbere măcar. Eu cred că dacă dumneavoastră, și de atunci chiar mi-am așa un semnal de alarmă pentru mine, când merg acolo mi-au făcut plată la mine. Dacă aș avea sursă de apă la comună, mâine m-aș racorda. Mâine m-aș racorda și cu apa și canalul. Cred că dacă ați face la oameni, așa cum ați făcut foarte multe acte în mărinimie, cum spuneați mai devreme, pe fiecare străduță, luat punctual la fântâni, doamne, primăria uite, îți face analiza potabilității apei, uite aici, pe strada asta, acolo, scoți buletin, uitați-vă, fraților și veți. Da. La cei care nu se duc să se racordeze la instalația de apă. Păi aveți instalația de apă lângă voi. Uite ce înseamnă instalația de apă. Vis-a-vis de ceea ce ai tu. Da. Vă îmbolnăviți copiii în felul ăsta. Și cred că oamenii vor conștientiza că pe timp îndelungat consumul apei acelea nepotabile nu face bine. Dar la ora actuală majoritatea folosesc apă buteliată. Majoritatea. Și de ce spun lucrul acesta? Mi-aduc aminte... Dar e mai bună asta care vine la rețea. Clar. Na. În 2006, așa, pentru o lună, două, am fugit și, nu, în 2005, când am terminat facultatea, am plecat în Italia. Bineînțeles, da. N-am stat prea mult acolo. Când am văzut că colegii de apartament cumpărau apă buteliată, măi, dar era ce? Cum? Eu acasă folosesc din fântână apă curată. Da. Deci, vă dați seama, acum 16 ani în urmă. Da. 14. 2005 și 2020, 17 ani în urmă. 17 ani în urmă. Astăzi și noi folosim acasă apă îmbuteliată. Majoritatea locuitorilor folosesc apă îmbuteliată. Nu este foarte sănătoasă. Eu vă spun, la Suceava beau apă la robinet. Credeți-mă, vă rog. Pentru că apa îmbuteliată stă acolo nu știu cât timp. Nu ia iazmă. Da, așa. Și stând în plastic, pentru majoritatea este în plastic, vrând nevrând ia din acel plastic. Da, la nivel de comună avem contract cu laborator, un laborator de analize cu Direcția de Sănătate Publică, care vine în fiecare săptămână și aprobă de apă, da. Apă potabilă. La început, până a intrat în parametri, au mai avut elemente, da, exact, dar în ultima perioadă apa e potabilă. Domnule primar,
Am lăsat pentru la sfârșitul emisiunii noastre să ne spuneți nouă și celor care ne ascultă și nu în cele din urmă locuitorilor comunei dumneavoastră ce perspective are Comuna Pătăuți, ce planuri are primarul Adrian Izepciuc vis-a-vis de dezvoltarea Comunei Pătăuți în interesul cetățenilor categoric. Cred că ar trebui să scriem mult și ne-ar trebui mult timp să spunem ceea ce planuri avem. Dar știți ce? Planurile acestea le facem, vrem să le ducem la îndeplinire, dar toate trebuie făcute cu resursă umană și resursă financiară. Legat de dezvoltarea care urmează, mult acest strâmbițat PNRR. Da. Știți cum e? Da. E o gură de oxigen pentru România, dar pentru localitățile din mediul rural nu prea are aplicație. Da? Mai mult, acest PNRR va fi aplicat pe partea urbană. Era o componentă undeva pe parte de mobilitate. Da? Și am zis, măi, facem piste de biciclete. Vă dați un pic să continui. Da, da. Facem piste de biciclete. Știți cu gândul, cu ce gând? Măi, facem și pista de bicicletă, să o folosim și pentru pista de bicicletă și pentru acces pietonal. Da? Da. Sunt foarte mulți care circulă pe drumul județean, care este foarte circulat. Nu avem trotuar. Da. Da? Dar, apărând ghidul, odată, pe drumul județean nu putem construi. Nu-i drum. Ca să depui documentația, trebuie să fii proprietarul terenului. Proprietar pe terenul, de la intrare în sat până dincolo din mănăstire, drumul județean este al Consiliului Județean, da? Da, da. Odată, o picat. A doua chestiune, hai să zicem că ar fi fost ok, ne lăsați facem. Îți trebuie lățimii, da? Pe lângă acel spațiu pentru biciclete, trebuie să faci spațiu pentru acces pietonal, obligatoriu, da, minimum da, metru jumate da, de fiecare. Da. Spațiul accesului pietonal este neeligibil. Da? Doar pista de biciclete este eligibil. Bun, mai departe mergem. Spațiul de la limita proprietății până la limita carosabilului, în unele locuri, nu e suficient. Ce trebuie făcut? Trebuie făcută rețea de canalizare pluvială pentru a prelua toată apa pluvială, da? Care, da, care, da. Nu, care vine de pe versanți și se scurge de pe partea carosabilă. Lucru, iar această canalizare iarăși nu este pluvială, nu este eligibilă. Practic, eu fac o pistă de biciclete, dar pe lângă acea pistă de biciclete care sunt finanțate de către Uniunea Europeană, eu trebuie să mai vin încă de două ori să fac ceea ce ar trebui să fac ca să fie totul funcțional și plăcut. Bineînțeles, pe lângă toate chestiunile astea, trebuie să faci un pic un culoar de spațiu verde. Da? Dacă vrei să mergi mai departe și un pic de iluminat public pentru accesul pietonal. Deci, nu ni s-a spus, măi, dezvoltați și aceste ghiduri, după cum văd eu, nu s-au făcut la cerințele la cerințele care sunt la nivelul OAT-urilor. Da? La noi în comună, fără acest drum județean, care totuși are o lățime cât de cât între limitele de proprietate, cele mai multe drumuri comunale, nu știu dacă au 6-7 metri. Da. În 6-7 metri să faci și trotuare și să canalizezi pluvial, nu ai spații și nu te poți încadra în stasurile care sunt la nivelul României, la nivelul țării noastre. Dacă nu respecti stasurile, nu-ți verifică nimeni proiectul și nu-ți dă nimeni finanțare. Okay, da. Deci, degeaba, nu, deci totul ne ghidăm după stasurile care sunt. Și bineînțeles, și la, în orice instituție, după legile și stasurile care sunt în vigoare, după aia ne ghidăm noi. Iar PNRR-ul, eu ceea ce ar fi trebuit, cum gândesc, lucrând foarte mult și înainte de primărie, lucrând pe proiectare, știți cum? E chestiunea aia, hoțul se teme de hoț. Da. Și ghidurile apar niște ghiduri stufoase și mai ales acum ghidurile care au pe PNRR, trebuie să te descalți, să studiezi, bă, ce vrea să spună, cum să-l aplic, da? Și dacă mă încadrez sau nu. Eu unul îți de următoarea părere. Fă un ghid pe înțelesul tuturor, da? Lasă atâtea verificări și atâtea condiții, pui condiții minimale și spui foarte clar, prin lege, la nivelul județului Suceava,
10% din investițiile care se realizează pe acest proiect vor fi verificate la sânge. Dacă n-ai respectat, plătești responsabilul de tot. Și am eliminat ceea ce spunem noi că e hoții. Da, domnule, prin tragere la sorți. Eu dacă nu sunt cinstit cu banii care îți veniți de la Uniunea Europeană și fac și eu ce vreau și sunt verificat, trebuie să plătesc totul. Da. Tot. Rămân desculț. Dar având în vedere că comisii peste comisii la verificare, documentații foarte stufoase, cerințe foarte mari, nu mai depune nimic, niciun proiect nimic, că nu mă mai încadrez. Care e ideea? Păi dacă din 10 localități pune unul, avem bani de pe ea. Și celelalte localități rămân în urmă. Și cine devine? Primarul. Domnul Rural, vă rog să transmiteți un mesaj pentru cei care ne ascultă, pentru locuitorii Comunei Pătărâți. Un mesaj de final. Da. Am o mare responsabilitate, mi-am încredințat o mare responsabilitate în acest mandat, deoarece cu un foarte mare procent am câștigat aceste alegeri. Simt și am simțit și simt că comunitatea ține și a ținut la mine. Mi-au pus pe umeri această responsabilitate, le mulțumesc și nu vreau să-i dezamăgesc și vreau să le transmit că tot ceea ce fac, fac din dragoste pentru localitate și fac tot ceea ce pot. Și vreau să fac tot ceea ce pot pentru binele și bunăstarea locuitorilor Comunei Pătrăuți. Domnul Dumnezeu, Dumnezeu să vă ajute, să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și locuitorii Comunei Pătrăuți. Iar vă mulțumesc că ați venit în emisiune. Iar pentru cei care ne ascultă, să nu uite că până la proximă ocazie să-și iubească țara, pentru că patria și părinții nu se vorbesc niciodată de rău. Doamne ajută, sănătate și toate ziurile. Doamne ajută, mulțumesc mult!